Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este ora 17, sunt Sabina Iosub, vă mulțumesc că sunteți alături de mine la ediția specială. E o zi în care ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă în Turcia și în Grecia. A fost un cutremur extrem de puternic. 6,7 este estimat. Sunt publicații care vorbesc despre chiar 7 grade pe Richter. S-a simțit extrem de puternic în Turcia, ceva mai puțin în Grecia. Efectele însă în Turcia sunt devastatoare. Vorbim despre cel puțin 4 morți, vorbim despre peste 120 de persoane rănite. Sigur că e un prim bilanț. Gândiți-vă că în acest moment încă, așa cum vedeți și în această fotografie absolut tulburătoare, încă sunt căutați oameni sub dărâmături. Sunt foarte multe forțe de ordine ce sunt comasate în zonă. E un cutremur, vă spuneam, estimat la 6,7 în Marea Egee, zone întinse din Turcia și o parte din Grecia au fost afectate. Pentru Grecia se vorbește despre 8 persoane rănite, pentru Turcia însă bilanțul s-ar putea să scoată la lumină foarte multe cazuri. Gândiți-vă că deja se știu 120 de răniți. Întreaga lume este în acest moment alături de turci, alături de cei care au rude, prieteni, cunoscuți sub dărâmături, oameni care trebuie în aceste momente să fie salvați. Gândiți-vă că acest cutremur a pus la pământ blocuri întregi, gândiți-vă că acest cutremur a generat numai puțin de 4 tsunamiuri. Vă spuneam că întreaga lume în acest moment se roagă pentru Turcia și pentru Grecia ca lucrurile să fie cât se poate de în regulă de acum încolo, în sensul de a fi salvate cât mai multe persoane, de a se recupera cât mai ușor după această tragedie ambele state. Vedem ce s-a întâmplat pe scurt în urma acestui cutremur. Seismul puternic a făcut prăpăd pe coasta turcă a Mării Egee. Mii de oameni și-au părăsit disperați locuințele. Zeci de blocuri s-au prăbușit. Autoritățile spun că mai mulți oameni sunt în acest moment prinși sub dărâmături. Allah, apartman gitti! Allah! Zona respectivă este cunoscută ca o zonă seismică. S-au mai produs în zona respectivă și alte cutremure tot de mărimea asta. E o zonă seismică activă. Mai multe persoane au fost deja scoase în viață de sub unul dintre blocurile prăbușite. Președintele Recep Tayyip Erdogan a anunțat că a mobilizat resurse importante pentru a ajuta zonele afectate. În urma cutremurului a fost emisă inclusiv o alertă de tsunami. Localnicii au filmat pe o plajă din apropiere de Izmir momentul în care zeci de umbrele și șezlonguri sunt luate de valul seismic. Într-o altă localitate, seismul a provocat o viitură pe străzi. Apa a distrus mobilierul stradal și mai multe terase. Localnicii spun că seismul a fost resimțit puternic, inclusiv în Atena și Istanbul. Imediat după cutremur au fost înregistrate mai multe replici puternice, de peste 4 pe Richter. Vă ținem la curent cu ceea ce se întâmplă în Turcia și în Grecia, așadar. Între timp vorbim despre